Bună ziua și bine ați venit la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I. Astăzi, în cadrul pastilei noastre de istorie, vom reveni în epoca principelui Alexandru Ioan Cuza, sau, cum se mai numește în istorie, în epoca Unirii Principatelor. Din acest motiv, mă aflu eu în acest moment îmbrăcat într-o ținută de capitan adjutant major din batalionul de geniu al primei unități de asemenea gen din cadrul armatei române. Lângă mine, în acest moment, se află două decorații, practic, două însemne ale aceluiași ordini. Uh, multă lume știe faptul că epoca principiului Alexandru Ioan Cuza sau, cum ziceam mai devreme, epoca Unirii Principatelor a fost o epocă de mari transformări. Prima instituție între cele două principate care s-au unit fiind armata. Dar cei care existau la conducerea țării la momentul respectiv doreau mult mai mult. După cum mulți știu, una din atribuțiile unui stat independent este baterea de monedă sau emiterea de decorații. La momentul respectiv, Principatele Unite se aflau sub suzeranitatea Imperiului Otoman, deci acest drept încă nu fusese constituit. Însă, Guvernanții de la București, capitala reunită a celor două principate, au dorit să ducă aceasta mai departe. Astfel, au propus baterea unui ordin. Supranumit Ordinul Unirii, din cauza dublei date care este înscrise în inelul central al însemnului, Deși acesta a stat la baza Ordinului Stau României, din acest motiv mai se și denumește Ordinul Stau României modelul 1864, anul în care a fost bătută, această decorație va stârni o serie întreagă de discuții în epocă. Ideea de batere a unui ordin era mai veche. Avem proiectul Ordinului Spicelor de Aur. O idee care s-a născut în guvernul Moldovei, când încă între cele două principate existau două administrații distincte, și a fost, bineînțeles, propus spre aprobare lui Napoleon al III-lea, Franța fiind una dintre puterile protectoare, da, am putea spune, sau garante, mai corect spus, asupra Principatelor Unite la momentul respectiv. Bineînțeles, acesta trebuia să arate într câtva cum arată astăzi Ordinul Legiunii de Onoare, cel mai înalt ordin al Franței. Din acest motiv, însemnele acestea care se află lângă mine au fost realizate la Casa Cretli din Paris. Marile ordine la momentul respectiv se realizau la mari medaieri sau care erau și bijutieri. Aceștia emițând inclusiv astăzi o serie întreagă de decorații, bineînțeles cu aprobarea statelor respective, Casa Cretli fiind furnizorul casei imperiale franceze și care bătea și ordinul legiunea de onoare. Din acest motiv, clasele Stelei României sunt în număr de 5, începând de la cavaler, ofițer, comandor, mare ofițer și mare cruce. Lângă mine, aflându-se în acest moment, ofițerul, adică clasa a patra și comandorul sau clasa a treia. Uh, în semnul în sine este o stea în patru colțuri, de unde și numele de mai târziu de a României, pe care se află această cruce din uh, email albastru repetată la capete și în centru se află practic trei cununi. Avem o cunună de lauri, după care putem observa cununa cu dictonul ordinului, care la momentul respectiv era genere et corde fratres, adică, direct din latină, traducere frați în uh, gintă și în inimă sau în suflet, cât și în mijloc, cum am amintit și mai devreme, dubla alegere, cifra de 5 și cifra de 24, alegerea principiului Alexandru Ancuza, de unde și supra numele de Ordinul Unirii. Cum ziceam un pic mai devreme, lângă mine se află ofițerul, adică în semnul lucrat în aur, deportat la piept, care are ca adaos pe bandă această rozetă realizată în culorile panglicii și în semnul de comandor, care se poartă suspendat de o cravată la gât și totodată este și de mai mari dimensiuni. Cum ziceam, acest ordin a strânit oarecare scandal în epocă și din acest motiv principele Alexandru Ancuza nu a reușit să le confere decât personal, adică doar ca un fel de cadou, ca un fel de breloc, dacă ați dori, unor apropiații. Însă, iarăși important, aceste piese, doar prin modificarea dictonului, înlocuit cu infide salus, cât și montarea acvilei în locul cifrei duble alegeri, iar pe revers punerea cifrei uh, principelui Carun în locul cifrei lui principelui Cuza, acest ordin va deveni primul însemn al Ordinului Steaua României. Astăzi, ca și la Ordinul Steaua României, avem și însemne pentru militar cu spade deasupra însemnului sau în însemn, dacă vorbim de însemnul de război. Însă, respectând tradiția franceză inițială, acest ordin, sau cel puțin cele care ne-au rămas, nu au decât aceste însemne care astăzi le spunem noi de pace. Ele sunt însă importante pentru că arată evoluția noastră ca stat și modul în care România ulterior a evoluat. De ce? Pentru că primul decret al Parlamentului Român, după votare și apoi sancționarea independenței, a fost decretul de înființare al Ordinului Staua României.